Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristina Ciobanu, șef șirii la AgroTV. Liderii sectoarelor industriei agricole din România au fost invitați recent la sediul MADR pentru discuții pe tema modului de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii, dar și a sprijinului cuplat. Reprezentanții entităților asociative au prezentat o serie de propuneri concrete cu aplicare imediată, având în vedere urgențele din industria agricolă românească. În exclusivitate, colegul meu, Ionel Văduva, a stat de vorbă cu părțile implicate în discuții. Rezultatele au fost zero. Sunt declarațiile făcute pentru ediția online a AgroTV de Alexandru Baciu, vicepreședinte la PAR. Nu s-a ajuns la niciun consens. Întrebat dacă s-a discutat cumva despre eventuala diminuare sau reorganizare a ajutorului național tranzitoriu, Alexandru Baciu a spus că acest tip de ajutor nu se diminuează până nu se va cunoaște bugetul alocat MADR. Interesant este că discuțiile, negocierile, la un moment dat au încins spiritele, mai ales ale consilierului Dorel Secara. Problema este că a intervenit domnul consilier Secara și a ieșit un haloimis, așa, niște țipete, niște strigăte și atunci nu s-a mai tras nicio concluzie. În condițiile în care, din câte știu, și dânsul vine tot din sectorul zootehnic. Vine din sectorul zootehnic. A fost poate pe la sindicat, pe undeva, nu știu dacă vine din sectorul zootehnic. Firește, s-a luat legătura cu unul dintre negociatorii din echipa MADR pentru a afla și punctul de vedere al oficialilor. Contactat telefonic de AgroTV, Dorel Secara, consilierul în minister, i-a transmis reporterului nostru să ia legătura direct cu ministrul agriculturii. Da, eu vreau să vă rog să luați legătura cu domnul ministru, fiindcă comunicarea cu presa o face dânsul. Deci dumneavoastră să înțeleg. Eu sunt consilierul ministrului, am exprimat un punct de vedere acolo ca și consilier, ca și fermier, ca fost lider de asociație, dar nu sunt abilitat să comunic cu presa. Domnul ministru este singurul abilitar, a tras atenția cu tot dragul, deci asta e. Legat de bugetul Ministerului Agriculturii, nu se știe care sunt fondurile alocate, dar sigur nu va fi foarte generos. Afirmația îi aparține lui Adrian Oros, făcută la Congresul APPR. În acest context, demnitarul a precizat, citez, suntem obligați să absorbim cât mai mulți bani din PNDR și din perioada de tranziție, să încercăm să nu pierdem nimic, pentru că și anul acesta și probabil și anul viitor, bugetul național nu o să fie foarte generos. N-are cum să fie un buget generos după un an de criză. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, Oros a atras atenția asupra modului de împărțire a banilor din alocările bugetare. El a precizat că eficiența distribuției banilor de la buget, atâția cât sunt, reprezintă secretul unui management de succes al unui minister de talie agriculturii. Informații în exclusivitate le găsiți într-un material complex publicat pe site-ul nostru agrominus.tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă. Producția de porumb va fi serios afectată în contextul modificărilor cu care va veni Pactul Verde European. Președintele APPR, Nicolae Sitaru, a declarat în deschiderea Congresului Anual de la Fermieri pentru Fermieri că nu se poate produce porumb la noi în țară dacă sămânța nu va mai fi tratată corespunzător, în acest caz cu neonicotinoide. Ni s-a interzis folosirea unor substanțe fără să se pună în loc ceva, dar am avut de fiecare dată, recunoaște Sitaru, sprijinul și suportul Ministerului Agriculturii, care a înțeles de fiecare dată că nu se poate produce porumb în România dacă bobul nu este tratat. În caz contrar, producția de porumb din România va fi serios afectată. În acest context, președintele APPR a atras atenția că dacă se schimbă drastic tehnologiile și vor scădea producțiile, s-ar putea să fie mai ieftin să importăm cereale din alte spații, care oricum nu respectă condițiile comunitare, decât să producem în spațiul european. Un amplu material despre subiectele arzătoare atinse la Congresul Asociației Producătorilor de Porumb îl aveți dacă intrați pe platforma media agrominus.tv. Cum vă spuneam, astăzi, 11 februarie, s-a desfășurat online a 6-a ediție a Congresului Fermier pentru Fermieri, organizat ca în fiecare an de Asociația Producătorilor de Porumb din România. Care au fost subiectele abordate în cadrul Congresului, ce răspunsuri s-au încercat la întrebările atât de arzătoare ale tuturor fermierilor, dar și celor din industria agroalimentară și cine au fost mari câștigători ai premiilor din acest an, puteți afla dacă îl urmăriți pe colegul meu Ovidiu Ghinea și invitații săi în această seară, începând cu ora 20. Doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată la AgroTV, la Agricultura, la Raport, vă dau întâlnire cu cele mai interesante subiecte și cu cei mai importanți invitați din agricultura românească. Excepție nu face nici ediția noastră din această seară, unde vom discuta despre cea de-a 6-a ediție a Congresului APPR, intitulată sugestiv
de la fermieri pentru fermieri. Bineînțeles că reprezentanții APPR-ului vor fi prezenți în studio. Vom discuta, vom dialoga pe seama acestei conferințe și mai ales vom încerca să aflăm la ce concluzii au ajuns invitații mei. În câteva minute ne vedem aici, la Agro TV, la Agricultura la Raport. Interesul pentru accesarea fondurilor europene în rândul tinerilor fermieri a fost din ce în ce mai ridicat în România în ultimii ani. Practic, în ceea ce privește alocarea financiară pe sub măsura 6.1 pentru tinerii de pe teritoriul țării, banii au fost epuizați complet în ultima sesiune, existând mai multe proiecte depuse decât bani disponibili. Totuși, există o condiție în ghidul solicitantului care îi împiedică pe mulți potențial beneficiari să acceseze fondurile europene. Prevederea conform căreia aceștia trebuie să aibă maximum 24 de luni de la înregistrarea ca micro-întreprindere înaintea depunerii cererii de finanțare îi împiedică pe mulți fermieri să mai depună proiectele. Practic, chiar dacă se încadrează în categoria de vârstă, nu pot accesa sub măsura din cauza faptului că și-au înființat exploatația cu prea mult timp în urmă. În ciuda interesului din partea mediului asociativ, precum și din partea reprezentanților Ministerului Agriculturii de a modifica această condiție, se pare că aceasta va rămâne în vigoare în cei 2 ani de tranziție 2021-2022 din cauza regulamentului european. Fermierii speră totuși ca aceasta să fie modificată începând cu 2023, iar pragul să fie mutat la cel puțin 60 de luni. Avem nevoie de apă, spun fermierii oriunde te duci. Și guvernanții știu acest lucru. S-au investit bani și s-au reabilitat sisteme de irigații, dar nu suficiente. În zona Dobrogei, unde seceta a lovit din plin, stațiile de pompare a apei zac în paragină. Am putea spune că urmează imagini cu impact emoțional pentru oamenii care se uită neputincioși la culturile compromise. În spatele nostru există această stație de pompare care a ajuns în halul în care a ajuns, să-mi fie iertată expresia, dar asta e realitatea. Când credeți că veți reuși să aveți apă și să puteți iriga aici pe terenurile astea, după tot efortul pe care l-ați făcut? Din păcate e un răspuns greu de dat. Când vom avea apă pe canal? Pentru că, cum bine știți, apa pe canal nu depinde strict de activitatea și de demersurile pe care le facem noi, și personale, și în forma de organizare pe care o avem, vezi, OAI-ul, care îl deținem pe zona noastră aici. Ce depinde de noi este reabilitarea infrastructurii secundare. Operațiune pe care o avem în derulare la momentul de față, în sensul că, așa cum am mai avut dialoguri pe subiectul acesta cu noastră, avem șase ploturi de irigații pentru care avem șase proiecte semnate cu AFIR-ul și urmează să începem, eu știu, în etapa imediat următoare, proiectarea, să se realizeze proiectul tehnic de execuție. Urmând ca, eu știu, în perspectivă, privind lucrurile așa mai optimist, sperăm poate prin luna mai-iunie să începem execuția lucrărilor de reabilitare a infrastructurii secundare, implicit a ceea ce vedem în spate, a acestei stații de punere sub presiune. Sărbătorile pascale nu sunt departe, iar crescătorii de ovine încep să se gândească deja la prețul pe care îl vor primi pentru munca lor. Să nu uităm că fermierii au mai trecut printr-un Paște guvernat de COVID anul trecut, când s-au declarat oarecum mulțumiți de vânzare. Preconizările pentru 2021 sunt însă ceva mai diferite. Cum credeți că va fi prețul de Paște? Pentru că Paștele anul ăsta e un pic mai târziu. Da, într-adevăr, anul acesta Paștele este un pic mai târziu. O parte din miei vor fi la greutate mai mare, dar vor fi și miei cu greutate mai mică, așa cum am spus-o de fiecare dată și din propria experiență am simțit lucrul acesta din piață, că miei vor fi pentru toate buzunarele și vom asigura necesarul de carne de miel pentru consum în perioada pascală și nu numai. Pentru producător va fi un preț bun? Din ce știți, e greu de estimat că mai e mult până departe. Prețul tot timpul se legează între vânzător și cumpărător, cerere și ofertă.
sperăm să fie un preț bun, să fie măcar la nivelul celui de anul trecut, dar acum eu vorbesc și din punctul de vedere al fermierului, care vin cu o perioadă foarte grea de secetă în spatele meu, unde costurile mele sunt foarte mari pentru a îmi produce furajele, pentru a achiziționa furaje. Sunt total alte costuri în acest an față de anii trecuți. Dar, iarăși există un dar, trebuie pentru perioada pascală să fim cu toții mai buni, să fim atenți, ca toată lumea să poată să consume o carne de miel românească. După seceta de anul trecut, fermierii așteaptă încă disperați despăgubirile pentru culturile de primăvară din partea guvernului pentru a-și putea salva afacerile. În emisiunea Agricultura la Raport, Ovidiu Ghina a stat de vorbă cu trei fermieri veniți din zone unde situația a fost dramatică. Tânărul fermier Adrian Chirițoiu din județul Vaslui a povestit că în zona sa producțiile au fost practic inexistente. La Vaslui, cel puțin la mine în zonă, lucrurile sunt simple și tranșante. 0 kg de grâu, 0 kg de orice cereală păioasă, rapiță, 0 kg de floarea soarelui, 0 kg de porumb. Dumnezeu. În cazul meu, am reușit să scot porumb pe o suprafață unde am avut irigații, unde, nu știu dacă în urma vânzării, dacă ar fi fost să vând acele cereale, aș fi acoperit costul irigațiilor. Așa am reușit să achit măcar o parte din arenda datorată oamenilor. Foarte mulți fermieri aveau, cel puțin în zona noastră, aveau un calcul să nu mai înființeze culturile de toamnă, însă spre bucuria noastră au început să apară precipitațiile care le-am așteptat mai mult de 13 luni. Pentru că în 13 luni, atenție, în 13 luni, în zona din care sunt eu, totalizând ploile agricole, au fost doar 50 de litri în 13 luni. Iar acum, spre norocul nostru, natura ne-a bucurat din septembrie până în ziua de astăzi cu peste 300 de litri pe metru pătrat. Deși și aceștia insuficienți momentan la seceta la care a fost. Așadar, acele ploi au făcut ca fermierii să-și schimbe planurile și să înființeze culturile de toamnă în mod normal. Sera Floricultură și Arboricultură din cadrul Facultății de Horticultură de la USAMV Cluj-Napoca propune în această primăvară în premieră o varietate bogată de arbuști fructiferi, între care se numără coacăz negru, alb și roșu, ioșta un hibrid între coacăz negru și agriș. Aceasta este sub formă de tufă, poate ajunge până la 2,5 metri și până la 1,2 metri diametru, cu fructe de culoare violet închis, dulce acrișoare, cu aromă mult mai plăcută decât a coacăzei negre și foarte productive. În seara disciplinei de floricultură și arboricultură au fost plantați deja circa 600 de puieți, iar aceștia vor ajunge la comercializare în perioada de primăvară. Este pentru prima dată când disciplina de floricultură și arboricultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca produce acest tip de material săditor, iar sfaturi privind plantarea arbuștilor fructiferi și întreținerea lor vor fi oferite de specialiștii serei la achiziționare. Nu departe de Iași, o familie care iubește cai a creat un mic centru de echitație. Au 9 cai și 3 ponei, iar curtea devine neîncăpătoare când sunt scoși toți pentru ritualul impus de regulile de echitație. Cu mai multe informații și firește imagini, imediat vine Raluca Daria Diaconiuc, corespondentul nostru de încredere AgroTV, dar și pentru colegii de trus de la Prima TV. Pregătiți calul? Da, îl perii puțin. Ei necesită o periere în prealabil. În fiecare zi. Cu atât mai mult înainte de a începe să pregătim pentru a fi călăriți. E ca un fel de alin pentru ei și pentru un look, să fie cât mai prezentabil. Așa faceți cu fiecare? Da, cu fiecare în parte, înainte de a-i scoate afară din grajna. Ei stând în graj, se mai așează, se mai murdăresc, când vin îndrumeții se mai stropesc, dar noi curățăm tot timpul. Câți cai aveți? Păi avem cai adulți 6 și avem micuții de anul trecut, din vară, avem încă 3. Deci sunt 9. Și mai avem și 3 ponei. Da. Și vin mulți copii la dumneavoastră pentru călărie? Da, vin mulți copii. În general copiii vin. Nu foarte micuți, pentru că până acum nu aveam ponei, dar abia i-am adus și o să lucrăm cu ei și să fie disponibili pentru a se face echitații cu ponei. Dar, în general, copilași așa medii, să zicem.
spre adolescență. Cum a fost de la începutul pandemiei pentru dumneavoastră? Au venit multe persoane? Da, suficient, adică chiar mai multe decât în modul normal înainte, pentru că nici noi nu ne ocupam, adică aveam doi căluți, așa mai mult pentru noi, pentru cunoscuți, dar de la începutul pandemiei am simțit o solicitare așa din partea celor care oricum vreau să iese undeva în aer liber și am adus mai mulți căluți și da, lumea caută să vină în aer liber, să fie cu animalul și să experimenteze sau... Na, alții devin pasionați și vin în mod frecvent, organizând drumețiile pe dealul și prin păduri, ceea ce e foarte wow, adică e deosebit. Te simți acolo în natură, prin păduri, alergând, liber. Trebuie să ai libertate și curaj pentru a face lucrul ăsta și pasiune, normal. Roboții autonomi ar putea ajuta la rezolvarea problemei deficitului de forță de muncă care a fost în continuu declin, remarcată mai ales acum când ne confruntăm cu restricții sanitare. Israelienii testează dronele pentru culesul fructelor. Subiectul a fost găsit de colegii mei de la AgroTV Moldova, material care l-au pregătit pentru dumneavoastră. Soluția a fost găsită de o companie inovatoare din Israel care a construit drone de recoltare a fructelor. Acestea combină inteligența artificială cu viziunea electronică, robotică avansată, ingineria aeronautică, controlul de zbor de ultimă generație, fuziunea și percepția datelor. Dispozitivele cresc securitatea alimentară globală prin furnizarea unui lanț de aprovizionare disponibil, fiabil și durabil. În fiecare an, peste 800 de milioane de tone de fructe sunt produse într-o zonă de 70 de milioane de hectare, care valorează la nivel mondial $1 trilion. Fermierii cheltuiesc anual 100 de miliarde de dolari la culegerea fructelor, angajând peste 10 milioane de lucrători sezonieri, care sunt greu de găsit. Mai mult ei trebuie instruiți și cazați. Compania a mai proiectat drone care pot îndeplini și alte munci, care ar necesita în mod obișnuit o activitate umană de precizie. 6 roboți zburători sunt conectați la un vehicul cu conducere automată. Aceștia pot identifica fructele și frunzele, dimensiunile acestora și chiar pot stabili dacă fructele sunt destul de coapte pentru a fi culese. Agricultorii urmăresc tot procesul printr-o aplicație care oferă actualizări și date, inclusiv câte kilograme au fost strânse și timpul necesar aparatelor să strângă toată recolta. Brocoli se află în topul celor mai bune legume care aduc multiple beneficii organismului uman. Profilul nutrițional al acestei plante este cu adevărat impresionant. Este extrem de bogat în fibre, are vitamina C în cantități uriașe și vitamina K extrem de necesară pentru o bună circulație sanguină. Mai multe informații interesante aflăm însă imediat în rubrica Minutul de Sănătate. Brocoli, Brassica oleracea. Brocoli este considerat de savanți printre principalele legume care ne poate preveni de cancer, dar este folosit și pentru combaterea cancerului. De fapt, acestea sunt niște flori. Ele au toți aminoacizii esențiali posibil, au vitaminele B, vitaminele colină, vitamina C, dar este foarte bogat și în minerale. De exemplu, este într-un studiu de 60 de legume, este pe locul 2, să vă spun la ce. Locul 2, după usturoi, la seleniu. Locul 2, tot după usturoi, numai puțin ca să nu greșesc, este la acid glutamic, acesta este un aminoacid. Locul 2, după sora sa, varza cale, la vitamina C. Săracul deține argintul. Dar, după cum spuneam, datorită sulforafanilor pe care îi are, este cam pe locul 1 în combaterea cancerului. De asemenea, are importantele vitamine B6 și B9, care previn accidentele vasculare și cerebrale. Ce se întâmplă? Dacă nu avem vitaminele B6 și B9, se formează homocisteina în corp. Aceasta este mai periculoasă chiar decât colesterolul și pot produce
accidentul vascular cerebral sau infarctul miocardic. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, vremea se va răci accentuat în toată țara, astfel temperaturile minime vor fi cuprinse în general între minus 13 și minus 3 grade, cu cele mai scăzute valori în vestul, nordul, nord-estul și centrul teritoriului, unde va fi ger. Cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă pe alocuri consistent. Local, cantitățile de precipitații vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi condiții de polei. Excepție vor face Oltenia și vestul Munteniei, unde astfel de fenomene vor fi posibile pe suprafețe mici. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu viteze de 55-65 de km pe oră și temporar peste 70-80 de km pe oră. În Moldova, Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Maramureș și la munte, temporar, ninsorile vor fi viscolite, iar zăpada spulberată. Mâine vremea va fi deosebit de rece, geroasă, în special la începutul zilei în vest, nord și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 12 grade în nordul Moldovei, Maramureș și Transilvania și 1 grad în centrul și sudul Munteniei. Cerul va fi temporar noros și vor fi ninsori, în general slabe, local la munte, în est, sud-est, centru și izolat în rest. Vântul va continua să prezinte intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari la munte, în special pe crestele Carpaților meridional și de curbură, unde rafalele vor depăși 120-130 de km pe oră, precum și în est, sud și centru, în general cu 55-75 de km pe oră. Izolat, dimineața se va semnala ceață cu depunere de chiciură.